Și acum întinde-ți urechea că vreau să vă salut. Vă salut! Pentru mine, data de 31 ianuarie 1937, ziua în care m-am născut, a fost mult timp o dată fără identitate. Într-o zi, citind jurnalul lui Mihail Sebastian, am aflat că pe 31 ianuarie, care în acel an a căzut într-o duminică, la Sinaia ningea cu fulgi mari cât vrabia. Această personificare a zilei mele de naștere mi s-a întipărit în minte și ori de câte ori mă gândesc la ea, văd pufuri mari de nea căzând din cer. Așa povestește Marin Moraru, actor de geniu, despre propria zi de naștere, în volumul său de memorii, Suntem ce sunt amintirile noastre, ducându-ne cu gândul că, înainte de a închide ochii pentru totdeauna, în 21 august 2016, a revăzut acei fulgi mari și s-a ridicat printre ei la Teatrul Celest, unde îl așteptau prietenii săi de viață, Gheorghe Dinică, Toma Caragiu, Radu Beligan. De ce? E încuiată odaia. Pe bate să deschidă. Apoi a luat cheia la dumnealui când a plecat. Care v-a zis că a plecat? Nu, domnule, n-a plecat. Amice, ești idiot. Ba nu, domnule. Zici că nu e acasă. Ba e acasă, domnule. Apoi nu zisești că a plecat? Nu, domnule, n-a plecat. Atunci e acasă. Ba nu. După liceu, a urmat o școală tehnică de construcții și căi ferate, a fost repartizat la Brașov, unde a lucrat un an și jumătate, după care a venit la Grivița Roșie ca agent tehnic. La Grivița Roșie se aduceau bilete la teatru pe care le plăteam la leafă. Eu luam câte 3-4 bilete pe săptămână. Așa am prins gustul teatrului. Înainte de asta, nu mă gândisem niciodată că aș putea fi actor. Mai mult ai baron și tot nu e mult. E cea mai de jos treaptă specii umane. Acum salută, 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 bravo, lăputa jos, încă o dată salută. Acum aplaudă, ești un lord, aplaudă, 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 bravo, Roza, bravo. Nu plecați, domnilor, nu plecați. Aici vedeți minuna secolului. Carul astronomic, micuțele păstării canalii, care câncesc oamenilor totul, vârsta, că-s copii au și despre voi. A intrat la Institutul de Teatru la a doua încercare și doar ca audient, ca și Gheorghe Dinică și Marian Huda. Și pentru talentul arătat, au fost promovați anul următor, după un nou examen direct în anul 2, clasa Dinei Cocea, asistent Ion Coja. Au absolvit institutul în 1961. Mi-a rămas puțin din firea nemțească. Poate răbdarea și îndrăznicia cu care te plictisesc în fiecare seară când vin și te conduc acasă. Tare sunt obosită. Să vin astfel fiecare seară și am să te conduc acasă 10, 20 de ani, cât timp nu mă vei goni. A purtat pe scenă mai mereu masca comediei, deși cel mai bine i s-a potrivit masca mirării. Pe frontispiciul teatrelor există două măști, una tragică și una veselă. Comedia înseamnă cunoaștere și drama înseamnă necunoaștere. Cea de rezemat într-un pești, șade, șade, șade și se uită lung și galez la cucoare. Se uită, se... Eu cum a făcut Dumnezeu cu ambiț, mă scurg ca să plecăm. Cucoarele nu că să mai cedem, încă nu s-a isprăvit comedia. Dacă am cunoaște, nu am mai avea cum să fim îndurerați. Mai există o mască ce stă între cele două și care este masca mirării, pentru că de la mirare pornesc cercetarea și cunoașterea. Era în septembrie 1956. Mă scol pe la 5:30. Nu știu ce aveam, că nu puteam dormi. Ies pe coridor și mă întâlnesc cu madame Izbășanu, care avea un băiat apicultor la Slobozia. Sub masca mirării s-au ascuns întotdeauna candoarea pe care n-a pierdut-o niciodată și nebunia frumoasă pe care o are oricare mare actor. Caragiosul! Cine? Cine Caragios? Vankin, Vankin!
Intrând în bucătărie, Marfășca a scos friptura. Atunci eu, nu-mi faci de obicei, să-mi faci. El, vă pupați eu cu Marfășca. Mai bine te-ai pupa cu un dulău decât cu Marfășca. Lucru mai rar întâlnit, Marin Moraru a fost și un mare actor, dar și un mare caracter. Nu și-a trădat niciodată prietenii. Pe Gheorghe Dinică, pe regizorul David Esrig și chiar pe Radu Beligan. Curios, noi am fost acasă trei frați. Doi foarte deștepți și unul foarte greu de cap. Eu nu i-am cunoscut pe aia doi. Păi aia doi... Eu și Gheorghe Dinică am fost nedespărțiți. Când spui Dinică, spui Moraru. Îl cunosc pe Dinică de dinainte de a intra la institut. Apoi ne-am nimerit în aceeași clasă la institut. 4 ani cât am fost studenți, am mâncat aceeași mâncare și am fumat aceleași țigări. La studioul Casandra am jucat împreună, după care am fost repartizați în același loc, la Teatrul Tineretului, actualul Teatru Mic. Într-o zi m-am pomenit cu regizorul David Esrig la un spectacol în care jucam. Venea la îndemnul lui Dinică, care îi spusese că trebuie să vadă un actor pentru viitoarele lui piese. După ce a văzut spectacolul, a venit la mine și mi-a spus: "Nu vrei să vii la comedie?" Și așa a ajuns în 1965 la Teatrul de Comedie, condus de Radu Beligan. Au urmat anii cei mai frumoși, cu spectacolele regizate de Esrig, Umbra, Troilus și Cresida, Capul de Rățoi la Teatrul de Comedie, Nepotul lui Rameau la Teatrul Bulandra, spectacol care l-a marcat pentru totdeauna. După scandalul cu revizorul lui Pintilie, pentru că atmosfera devenise foarte încărcată la Bulandra, Radu Beligan, care tocmai preluase direcția Naționalului Bucureștean, l-a luat acolo. A jucat în ultimul spectacol montat de Esrig, Trei frați gemeni venețieni, înainte de plecarea lui definitivă în Germania. Deși s-a pensionat la cerere în 1992, a revenit pe scena Naționalului pentru alte câteva roluri memorabile, ultimul în spectacolul Egoistul, regizat de chiar Radu Beligan. A fost toată viața de o seriozitate și probitate profesională, fără cusur. Datorită acestui temperament al său, nu i-a plăcut să facă film. Sincer să fiu, cu greu m-am dus să filmez pentru că mie nu-mi place să filmez. Îți dau textul acum și în 3 secunde te duci la cadru. Eu trebuie să stau, să simt textul, personajul, să gândesc, să-i găsesc culorile, să-i simt mirosul. Monseur e servit. A jucat totuși în 24 de filme și în 5 seriale de televiziune și a făcut roluri memorabile în fiecare dintre ele. Monseur scriem, monseur zicem. Și umbli cu șoara vopsit. În ultimii ani de viață, dezamăgit de vulgaritatea care a invadat scenele și ecranele, mari și mici, a trăit retras printre amintirile de o viață. Noi suntem un morman de amintiri și nimic altceva. Trăim prin ele, suntem ce sunt amintirile noastre. Ne-am vândut mai multe. Ne-am vândut mai multe. Odată cu trecerea anilor, ai senzația irosirii timpului. Te întrebi din ce în ce mai des de ce trebuie să faci anumite lucruri, la ce îți folosesc, iar când ajungi la întrebările astea, se termină tot. Bucuria mea adevărată în viață a fost munca de creare a rolurilor. Prin și pentru scenă s-a desfășurat viața mea. Timpul trece peste noi cu nepăsarea hoțului grăbit, ce strânge prada fără să se uite. Thank you.